Scene incredibile au avut loc într-un oraș din Ucraina, acolo unde o șoferiță a intrat cu mașina într-o biserică spulberând ușile masive din metal și oprindu-se la câțiva metri de altar. Sub privirile îngrozite ale preotului care se aflau în catedrala neprihănitei zămisălirii a preasfințitei Fecioare Maria, femeia și-a condus bolidul Audi direct în biserică. Mașina a pus la pământ ușile metalice de la intrare, a izbit băncile enoriașilor, oprindu-se lângă altar, notează observatornews.ro. Periat, părintele a sunat la poliție. Agenții ajunși la fața locului au constatat dezastrul și au deschis o anchetă pentru a a ce s-a întâmplat. La locul accidentului au ajuns și pompierii care au scos mașina din biserică, șoferița fiind transportată cu o ambulanță la spital, potrivit unui comunicat al poliției din Ternopil. Forțele de ordine au împiedicat incendierea mașinii și au remorcat mașina afară din incinta catedralei. Altarul și tronul au fost deteriorate. Șoferița a fost internată într-unul dintre spitalele orașului, iar mașina a fost reținută. Șeful administrației regionale de stat Ternopil a comentat incidentul. Potrivit acestuia, situația nu este legată de activitățile grupurilor de sabotaj și recunoașterea ale inamicilor ruși, așa cum ar părea. Nu este adevărat, este doar o persoană care nu a reușit să conducă, a spus el la o întâlnire cu presa. Șeful Poliției Regionale a adăugat că în urma conflictului cu soțul ei, femeia s-a urcat la volan și a condus până în centrul orașului, încălcând regulile de circulație. A pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în catedrală.